vezi, de nu te vezi, de nu te vezi. Poți să te întreb de ce m-ai vrut-o mai pe mine? Păi nu știu, mi-a fost foarte interesantă, mi-a plăcut foarte mult povestea ta și din moment ce Marian te-a refuzat, eu cred că ai nevoie de un copil lângă tine. Mă simt mult mai matur. Da, asta este adevărat, doar că mie îmi place de Marian. Pentru Marian am venit. Înțeles că pentru Marian, dar din moment ce te-a refuzat? Și asta este adevărat, nu mă așteptam. Mă simt puțin dezamăgită, dar în același timp îi dau și dreptate, vorba ta. Probabil că nu e îndeajuns de bărbat. Da, corect, asta am zis și eu. Și asta înseamnă să încerc, poate ai nevoie de un bărbat, în sensul bun al cuvântului. Nu știu, mă simt dezamăgită și încă am rămas puțin crispată la ideea că Marian m-a refuzat. Și ce vrei să faci? Ce gânduri ai? Asta nu știu. Nu te-ai gândit la nimic în momentul ce Marian te-a refuzat? Momentan încă nu m-am mai gândit. Nu știu, deocamdată am nevoie de liniște. Am trecut prin atâtea și simt că nu mai pot. Te înțeleg. Mi-e destul de greu și aici în țară. Păi și ce o să faci? Nu știu, mă gândeam să plec la un moment dat. Am o prietenă. Și crezi că o să te ajute foarte mult prietenii? Știu că nu mă ajută, dar măcar poate îmi găsesc liniștea o perioadă. Păi și... Mă întorc cu forțe proaspete. Înțeleg că te întorci cu forțe proaspete, dar dacă te ajută prietena și te lasă la greu în momentele astea și în altă țară... Am fost puternică și voi fi în continuare, asta să nu uiți. Nu uit asta, dar înțeleg. O să mă descurc. Chestia este că nu mai ești aici, ești în altă țară. Asta e, știu, sunt conștientă. Greu mi-a fost oricum peste tot. Nu cred că ar fi o problemă. Da. Nu știu, doar că am nevoie de liniște. Înțeleg, normal, este alegerea ta și... Îți mulțumesc că mă înțelegi. Acum te întreb serios. De ce m-ai vrut? Sincer să zic că îmi place felul în care arăți, cum ești trăsăturile, avem aceeași freză, tatuaje, același corp. M-a impresionat foarte mult și povestea ta, dar cel mai mult felul... Acum pot să te întreb, dar nu te superi. Nu, tu ai ieșit cu mine la întâlnire doar ca să-i dovedești lui Marian că ești mai bărbat ca el? Nu, nu am ieșit pentru că nu am rivalitate și nu vreau să am nicio rivalitate. Am ieșit doar pentru că îmi place de tine. Îmi place felul tău. Yeah. Da. Nu știu ce să spun, m-ai lăsat surprinsă. Într-un mod plăcut. Cred, a fost pe neașteptat. Să știi. Uite, nu vreau să te superi pe mine și nu vreau să interpretezi aiurea. Ideea e că mie tot de Marian îmi place. Știu că sună oarecum ciudat. Da. Dar, nu știu, îmi place de el. Ideea e că n-aș putea să mă bag într-o relație cu tine, iar după aceea să crezi sau să simți că te-am folosit și să te țin doar pentru chestia asta ca să pot să trec eu peste traumele mele. Așa că concluzia mea e că mai bine... Înțeleg. Deci, da. Este, până la urmă, este alegerea ta. Eu am intervenit dată așa, prin surprindere. Zic. Îți mulțumesc foarte mult oricum pentru că ai încercat să-mi fii aproape și sper cu timpul să ne mai vedem, poate să mai discutăm, ieșim la o cafea. Eu ți-am spus, voi pleca, vreau să-mi găsesc liniștea. Știi că universul e univers, nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Sper că nu te superi. Nu mă supăr, mă împac cu ideea. Nici eu nu vreau să fiu nici a cincea roată la căruță, dar dacă crezi că vreodată poți avea o relație sinceră și să fiu prima ta iubire, te aștept cu mare drag. M-aș bucura, vreau să te îmbrățișez. Te iubesc de nu te vezi, de nu...